Bună dimineața, bun găsit, dragii mei, iată este vineri, suntem cu un pas în weekend, dar cu toate acestea intrăm și astăzi în casele dumneavoastră cu informații utile pe parcursul întregii zile și bineînțeles cu invitați pe măsură toate la timpul potrivit. Vă mulțumesc că și ieri ați fost alături de noi și ați urmărit matinalul prima de dimineață, difuzat pe prima TV Slatina. Cred că știți deja aceste lucruri, o spun însă pentru cei care poate urmăresc pentru prima oară această emisiune și tot lor le aduc la cunoștință faptul că dacă au ratat vreuna dintre edițiile matinale sau nu au văzut niciuna dintre edițiile noastre, pot intra pe site-ul televiziunii www.primatveslatina.ro Acolo sunt postate toate edițiile matinale, toate emisiunile realizate de către colegii mei și, bineînțeles, știrile Focus Slatina. Dacă aveți o sugestie pentru noi referitoare la la matinalul prima de dimineață, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook a televiziunii Prima TV Slatina. Bună dimineața, le spun și colegilor mei din emisie și din platou. Bună dimineața tuturor! Chiar în acest moment dăm startul unei noi ediții matinale și să vedem care sunt primele informații ale acestei zile care vin de la revista presei. Și începem cu ziarul Gazeta Nou în această dimineață să vedem ce titrează acest cotidian. Contractul cu Salubris modificat oficial, firma de salubritate rămâne doar cu măturarea și deszăpezirea străzilor din Slatina. Modificarea contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiu, dintre primăria Slatina și firma Salubris, a fost aprobată joi în Consiliul Local. Modificarea va intra în vigoare odată cu punerea în funcțiune a sistemului integrat de management al deșeurilor administrat de Consiliul Județean Olt. Vedem și alte subiecte ale acestei zile. Cotele de vânătoare din județ constatate în ultimii ani, deși la nivelul național au fost discuții ample, pentru județul OLT, cotele de vânătoare pentru sezonul 2016-2017 au fost aprobate fără probleme. Mai mult de atât, numărul animalelor permise pentru a fi recoltate este constant, constant în ultimii ani. Seropozitiv e Olten care nu se tratează surse de infecție pentru întreaga comunitate. Numărul persoanelor diagnosticate cu HIV la nivelul județului crește de la un an la altul. Astfel, în evidențele DSP Oltă sunt 467 de olteni înregistrați cu HIV, în timp ce la Spitalul Slătinean se tratează doar 237. Autoritățile nu au un control asupra celor ce abandonează tratamentele, acesta devenind surse de infecție pentru întreaga comunitate în care trăiesc. În cadrul unei conferințe organizate la nivelul județului, reprezentanții Uniunii Naționale a Organizației Persoanelor afectate de HIV, SIDA în colaborare cu specialiștii Spitalului Județean de Urgență Slatina și DSP Olt au dezbătut despre problemele oltenilor infectați cu HIV. Grav este că numărul acestor bolnavieri este într-o continuă creștere. Mergem mai departe cu un alt subiect. Lucrările de la etajul al patrulea de la nivelul maternității Slatina va începe săptămâna viitoare. Proiectul privind modernizarea și recompartimentarea blocului materno-infantil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina continuă după finalizarea modernizării de la etajul al treilea. Reprezentanții Unității Medicale Slatinene speră ca de săptămâna viitoare să fie demarate și lucrările la etajul 4. 5 oltence infectate cu HIV au născut copii sănătoși, 7 gravide seropozitive au fost luate în evidență de medicii slătineni în acest an, iar 5 au născut, specialiștii slătineni insistă ca femeile însărcinate infectate cu HIV să respecte în tocmai tratamentele pentru a naște copii sănătoși. Bebelușii născuți din mame seropozitive primesc la naștere tratament profilactic și sunt atent monitorizați de medicii de la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Așa se face că în acest an șapte gravide au fost luate în evidență, cinci dintre ele aducând pe lume copii sănătoși. Și vă spuneam, șefa secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului Jețean de Urgență Slatina, medicul Carmen Dumitrescu, a precizat că aceste femei au respectat cu stricte, tratamentele. Pescar necat în râul Olt după ce a căzut din barcă. Un bărbat în vârstă de 49 de ani din Slatina a murit joi dimineața necat în râul Olt după ce a căzut dintr-o barcă cu un care pescuia. Accidentul s-a petrecut în zona satului Comănița din comunate Sluin. Bărbatul fiind adus la mal de un alt pescar a, potrivit a, ISU OLD. Mergem a, și la sport acum o să vedem a, care sunt celelalte subiecte. CSMS Latina, bună oportunitate de a bifa o nouă victorie pe terenul penultimei clasate. Cu moralul ridicat după victoria categorică obținută pe teren propriu cu CS Reșița, echipa de handbal CSM Latina întâlnește în runda actuală în deplasare echipa Rădeana CS Chișinău Criș, Adversarea handbalistelor aflate sub comanda Victorinei Bora, este extrem de modestă, având un singur punct adunat în acest sezon. Handbal Divizia A, vedeți programul și clasamentul. Mădălina Lăcătuș și-a reziliat contractul cu CSM Slatina. Problemele de efectiv continuă pentru Victorina Bora după ce cele două handbaliste, Mihaela Pătuleanu și Cristina Cojocaru, supuse intervențiilor chirurgicale, au ratat întregul sezon. Acum echipa slătineană pierde o altă jucătoare, Mădălina Lăcătuș, sosită în această vară și a reziliat contractul cu GSM Slatina, forțată de împrejurări. Mergem mai departe la eveniment de OLT, un alt cotidian local, contractul cu Salubris, modificat prin acordul părților. Este un subiect cel găsim și în ziarul eveniment de OLT, vă spuneam, de asemenea este subiectul zilei. Arestări în dosarul traficanților de droguri și pe scară necat în rul OLT, alte subiecte. Percheziții la evazioniști din domeniul transporturilor. Ne abatem asupra acestui articol și vedem despre ce este vorba. Peste 80 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul București, au desfășurat în dimineața zilei de joi 30 de percheziții în șase județe, printre care și în old, dar și în capitală, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transporturilor. Concursul Stelele Olteniei la ediție jubiliară, concursul național de muzică ușoară și dans modern pentru copii, Stelele Olteniei a ajuns la cea de-a 10-a ediție, ediția jubiliară, urmând a se desfășura la Slatina în perioada 11-13 noiembrie. Manifestarea culturală-artistică este, este cuprinsă în calendarul activităților extrașcolare naționale al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice din acest an și este organizată de Palatul Copilor Adrian Barandi Slatina cu sprijinul primăriei Municipiului Slatina și sub egida Inspectoratului Școlar Județean. Olt. Partenerii în desfășurarea concursului Stelele Oltenii sunt Centrul Cultural Eugen Ionescu, locația în care va avea loc spectacolul concurs, Direcția Jățeană pentru Tineret și Sport, Colegiul Național Agricol Carol I și Colegiul Tehnic Alexe Marin din Slatina. Opt reținuți în urma perchezițiilor efectuate la, firme, la firmele de jocuri de noroc. Festival Județean de Colin de la Grădinița cu program normal din Vișina, și începe proiecția de filme documentare în liceele din sudul țării. Gazeta de Sud, vedem care sunt subiectele acestei zile care sunt informațiile de ultimă oră. Atentat cu patru morți și 119 răniți contra consulatului german. A început campania electorală pentru alegerile parlamentare. Vaccinarea singura metodă care previne bolile mortale. Iată articole în Gazeta de Sud. Zile de libertate pentru pușcă, pușcăriași și înghesuiți în celule. Și uh, sunt tare curioasă să aflu despre acest uh, subiect. Uh, vă spun și uh, dumneavoastră, Ministerul Justiției încearcă să scape de aglomerația din uh, penitenciarele uh, din uh, România prin scăderea a trei zile din fiecare lună petrecută de deținuți în condiții necorespunzătoare. Adică dacă nu au la dispoziție un spațiu de cel puțin 3 metri pătrați pe deținut, uh, Li se acordă acest liber, aceste libere. Proiectul de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Justiției ar putea aerisi penitenciarul din Craiova, care are un grad de ocupare de 170%, deținuții fiind cazați în patru suprapuse, pe două și pe trei rânduri. Și continuăm cu alte subiecte. Agenții economici din Dolj codaș la plata drepturilor de autor. Judecătorii au amendat uh, experții din dosarul Buldotancul și la fiecare două zile un român moare în incendii produse în locuințe. Vedem uh, acest articol. Vă spuneam că la fiecare două zile un român moare în incendii produse în locuințe, în medie fiind 6.000 de astfel de evenimente anuale. A anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a lansat ieri împreună cu EU în România o campanie de sensibilizare pentru montarea și utilizarea detectoarelor de fum și gaz. Continuăm cu alte informații tot din ziarul Gazeta de Sud din această dimineață. Titlul acestei zile este Primăria Craiova în pragul unui nou scandal imobiliar. Iată, vedeți informația acestei zile. Vă reamintesc din ziarul Gazeta de Sud din această dimineață și continuăm cu alte informații. Mulțesc cu temperează suporterii Drumul de la monument istoric la ruină. Vorbim de, iată, acesta este articolul, de casele vechi ale băniei, adevărate bijuterii arhitectonice care mor încet. Dar nu este un caz singular, se întâmplă în toată țara. Obiect misterios descoperit de Marina Regală Canadiană. Marina Regală Canadiană a demarat investigații pentru a examina un obiect misterios descoperit de un scufundător, obiect care ar putea fi de fapt o bombă nucleară. Pacienții au acces cu greu la investigațiile de înaltă performanță. Aparatura imagistică de înaltă performanță a revoluționat modul în care medicii evaluează, diagnostichează și tratează bolile. Tinerii păstrează tradițiile în gârla mare și la fiecare două zile, vă spuneam, un român moare în incendii produse în locuințe. Sunt subiectele cele găsiți în paginile ziarului Gazeta de Sud din această dimineață. Trecem și la evenimentele mondene care s-au petrecut în ultima perioadă în showbizul românesc și nu numai. Julia a ratat toate reuniunile de clasă și, și a lăsat cu buza umflată colegii din trei licee. Și uh, aflăm imediat, iată, am deschis acest articol pentru că vreau să vă spun ce s-a întâmplat de fapt în timp ce multă lume abia așteaptă să-și revadă foștii colegi de liceu sau de facultate. Giulia a ratat toate întâlnirile la care a fost convocată în ultimii doi ani de liceu. Cântărața a fost la trei instituții școlare însă nu a reușit să lege prietenii cu prea mulți colegi. O vedem pe Giulia în imagini. Iată-o. Că poate nu știați despre cine este vorba. Poate vă mai amintiți de trupa aceea Candy sau Julia Angelescu, așa cum se numește ea, se numără printre artiștii români care au avut șansa să devină cunoscuți de la o vârstă destul de fragedă, pe când erau doar niște copii. Așa se face că Julia era deja celebră pe vremea când era la liceu, iar colegii se mândreau cu prietena că este că sunt uh, prietenie cu ea, drept urmare toți au invitat-o la întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului, întâlnire pe care cântăreața vă spuneam că uh, le-a ratat. Mioara Roman dezvoluie totul la 9 ani e de la divorțul de Petre Roman. Puțină lume a știut ce anume aflați din paginile ziarului Libertatea din această dimineață. Vedeți și despre prima doamnă, despre viața tumultoasă a Melaniei Trump. Dacă sunteți curioși să aflați, iată, acesta este articolul. Să vedem ce spun și ziariștii și de la Click în această dimineață. Va ajunge Donald Trump la Casa Albă, previziuni sumbre pentru cel de-al 45-lea președinte american, în povestea de dragoste dintre Leonard Cohen și muza sa Marianne. Cine, cine este ajutorul de bază al Andrei Bălan de când este mamă și prima doamna a Americii s-a cumințit deja? Unde au dispărut hainele cu vedere la sâni? Aflați, bineînțeles, dacă sunteți curioși, din pagine ziarului click din această dimineață și luăm un scurt moment de publicitate și revenim cu partea a doua matinalului, prima de dimineață și cu invitatul zilei. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct pe Prima TV Latina la prima de dimineață și trebuie să vă prezintă și invitatul zilei. Alături de mine se află cel mai longeviv karateca al județului Oliver Dobre. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine te-am găsit! Uh, mă bucur foarte mult uh, că ești uh, din nou alături de mine, pentru că tu faci ceva faci și ne surprinzi în fiecare an. Așa se face că și în acest an ai ieșit uh, campion. Da, mă bucur că mă surprind. Uh, să vă surprind și pe voi. <laughs> <laughs> și pe tine te-a surprins <laughs> și performanța. Pe mine, surprins, nu? Da, bine, glumesc că uh, nu mă așteptam să ajung, totuși, să prind locul 1, dar uh, dorința și antrenamentele pe care le-am desfășurat m-au ajutat într-adevăr și am avut și inspirație uh, am avut două lupte în care am fost condus vorbim de campion european de, de campion european, da uh, am fost condus, uh, dar nu m-a demoralizat acest lucru și am reușit să egalez și să să câștig lupta fără să ajung în prelungiri ceea ce înseamnă că trebuie să ai inspirație și încredere de sine astea sunt secretele? Secretele sau secretul cred că e numai munca. E foarte simplu. Munca, dorința, de a, nu de a câștiga neapărat, de a munci și a face antrenamentele așa cum trebuie, pe specific cu probe pe, la care participi. Am putea spune că trecând, prin așa având atâția ani de experiență, cu ghilimele de rigoare, te-ai călit și știi deja ce se întâmplă la astfel de campionate naționale, europene sau mondiale și ah. de asta ți este mai ușor? Nu cred că din cauza călirii. Cred că din cauza experienței acumulate descoperi mai repede intenția adversarului. Cred că, cred că asta, asta înseamnă, vis-a-vis -vis de ani mulți de practică și de participare în competiții, Reperezi mai repede intenția, uh, ai idee cum să contracarezi. Uh, de multe ori, îți iese, uh, la luptele la care am fost punctat și aproape că era să pierd, uh, am încercat să descopăr adversarul și, de fapt, m-a prins el pe mine. După aceea, în timpul luptei, m-am uh, reechilibrat și am reușit să înving. Adversarii uh, sau adversarul tău a fost uh, mai mica și vârstă, mai mare? Sunt toți mai mici ca mine, cel puțin uh, 9-10 ani. Uh, de exemplu, proba de seniori uh, cuprinde vârsta între 22 și 37 de ani. 36 de ani și 36 de ani. Uh, nu cred că neapărat vârsta, acum mai mic sau mai mare, contează. Problema este de ce simți pe suprafață și ceea ce spun mereu. Pe suprafață ești numai tu cu el. Uh, nu contează ce nume, are, ce nume este în fața ta, de tu și campion. Important e tu să-l tratezi ca pe cel mai bun adversar al tău. Chiar dacă el este începător senior sau senior avansat. Cam asta. Cam așa văd eu. Acum nu știu. Și se pare că așa au și stat lucrurile. Da, da. Din de exemplu, în acum ce... în semifinal am apucat cu campionul european de anul trecut care m-a mai spus că am fost puțin dezavantajat de arbitraj și Știam că pot să-l învin știam de multe ori că am mai avut lupte cu el, în care numai el a câștigat. Iar el venise croiță și apere da. titlul, să înțeleg. Da, sau fiecare și-a vrea să ajungă la titlu și chiar -a, încercând să-l să descopăr, să-i caut părțile slabe, m-am aruncat în luptă cu o tehnică, nesigur fiind pe mine, da, și chiar am fost punctat foarte rapid și după care am văzut unde să ajung și am reușit să-l înving. A rămas și el surprins că l-am tatonat în așa fel încât -am deschis, am deschis calea către punct. Dar lucrurile așa am spus, fac, numai, fac parte din antrenamentul de bază de acasă. Da? Și mentalul care ți-l pregătește antrenorul tău. În cazul meu, sensei Ilie Dobre, care tot timpul este cu biciul în spatele meu și îmi spune și prin, acum? Prin, prin da, bineînțeles, am multe de învățat de la sensei Ilie și nu știu dacă o să-l ajung vreodată. Dar uh, comunic eu el numai din privit. Da? Fiecare uh, încruntare sau zâmbet al lui știu ce înseamnă. Sau știu cum să acționez. V-ați făcut o tehnică din asta? Nu, nu, nu. Uh, am. Uh, Antramentele noastre nu s-au bazat strict pe. Uh, partea fizică și tehnică a artei marțiale. Includ mult mai multe aspecte, inclusiv partea emoțională, sentimentală. Fiecare gest al nostru, de fapt, fiecare gest al lui este interpretat corect de mine pentru că avem foarte mulți ani de practică împreună. Și antrenamentele noastre nu au fost numai în sală, au fost și lângă sală, vorbind despre artea marțială sau despre ce se întâmplă în, situații diferite în care noi nu eram practic în sală. Dacă mă duc în vizită, noi ne antrenăm în bucătărie sau în suragerie. Nu trebuie un spațiu neapărat special amenajat pentru antrenament. După isprava de la europene, să zic așa, Uh, vorbeam cu tine și te întrebam de numărul de titluri pe care le-ai adunat până acum în Palmares la această competiție. Atunci îmi spuneai că nu ai făcut un calcul. Între timp... Uh, da, am făcut o... Am făcut și ap Da, am, am și apărut în primul număr al revistei de arte, de carte tradițional. Uh, și mă bucur că am... Îmi pare rău că n-am adus revista să vă arăt. Uh, am un număr de 106 medalii. De care trei sunt la tineret, adică în anul 1995. Câte se... sunt? <laughs> da, în 1995 și am avut un singur an în care am participat la tineret, după care în, din 1996 sunt lupt la seniori. Bine, lupt lu la campionate naționale, europene, mondiale. Naționale, europene, mondiale. Nu știu, separat, în parte, pentru că sunt și campion militar. Am și câteva rezultate de campion militar participând în timpul tajului meu militar la competiții de arte marțiale, unde la fel acolo am luptat pe alt sistem și am reușit să ies campion și acolo. Da, le țineai undeva ascunse? de Ți-a luat atât de mult medaliile? Ți-a luat atât de mult timp să le să faci un bilanț? Nu, dar îți dai seama, la fiecare, în fiecare an aduc o medalie, 2, trei sau patru, de exemplu, anul ăsta, într-adevăr am șapte medalii, de care patru de aur, dolar naționale, două la europene. Le pun la sfârșitul anului, le adaug la celelalte. Și nu stau, că nu am timp, efectiv. Nici nu mai mă gândesc la medale. Poate primele două medalii, 3, 5, 10, da, stăteam și mă uitam toată ziua la ele, că Erai era, mândru. Era mândru, dar acum sunt la fel de mândru, nu mi-a căzut acest sentiment. Numai că nu trebuie să mă leg de ce a fost. Trebuie să mă gândesc tot timpul înainte. Asta, deși spun elevilor mei, extensia chiului, nu trebuie să ne plafonăm la ce este sau ce a fost. Trebuie să mergem înainte, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, ce se va întâmpla, trebuie să fim atenți. povestește despre această revistă în care a apărut. Este o revistă strict de arte marțiale, carte tradițional, unde se vorbește mult de stilul nostru, sunt interviuri cu senseii noștri, Ilia Iorga, Vladimir Iorga, Sensei Nicolae Mărândici, fiecare antrenor sensei va apărea în această revistă, fiecare campion pe specificul lui. Este o revistă care promovează o tradițional ca disciplină, artă, implicare în viața socială, viața fiecărui practicant în parte. Este o revistă științifică pe, în baza artelor marțiale. Este foarte, foarte bine structurată. Poți să o, -o găsești pe Facebook, pe adresa mea dacă vrei să te uiți sau cine dorește să citească pe pagina ta de Facebook Oliver Dobre da. sunt lucruri foarte interesante pe care poți să le descoperi și în tine că se aseamănă arta marțială cu ceea ce practici în viață, nu neapărat să fie karate Ce dezvălire ai făcut în această revistă? Sunt lucruri păi, mai puțin știute pe care ai preferat să le spui? Păi la voi la nu știu dacă mai știți mai e ceva în vechi la voi pentru că am vorbit date multe ori despre același lucru. Ai ca o carte deschisă, să spunem <laughs> da. așa. Ceilalți care nu mă cunosc uh, au fost un set de vreo 20 de întrebări în care m-au amețit pe toată planeta. <laughs> Bine, glumesc. Uh, lucruri pe care le simt, care le-am trăit, uh, lucruri naturale mie acum, poate pentru ceilalți... A fost și vreo întrebare incomodă? Nu, nu pentru mine nu există întrebări incomode, pentru că dacă revin la arta marțială, arta marțială nu te limitează. El te face să găsești răspunsul. Da. De fapt, iar transpunem arta marțială în viața publică. Te învață să, să depășești momentele. Nimic nu este dificil dacă ești corect și spui ceea ce simți. Chiar dacă greșesc, nu mă oferă să greșesc pentru că asta am învățat arta marțială. De ce nu mă oferă să greșesc? Pentru că așa mă descoper pe mine. Dacă nu fac greșeli, înseamnă că sunt limitat și mă abțin să nu mă cunosc pe mine. Și elevii mei, aceeași povață o, primesc, greșiți în fața mea ca să știu cine sunteți, să știți cine sunteți voi. Da? Cei mici înțeleg mai greu, că nu-și dau seama, nu înțeleg cum e că să greșesc. Că ce ai în cap, aia trebuie să-mi spui. Da? Sau ce vrei să execuți, aia trebuie să execuți. Altfel nu te descoper. Dacă stai să te abții de teamă, da? teama de că te închide în tine și nu te face să faci pași, să evoluezi. Așa de doi lucrurile astea. O fi bine, o fi rău, pentru mine a fost bine. La campionatul european ai avut uh, și elevi de-ai tăi? Da, am avut și un, am un elev care merge pe clubul Reido Caracal, clubul la care el este înscris. Eu fiind sportiv al Aluminius Latina, uh, a ieșit campion european cu echipa. La individual uh, nu a reușit să treacă de primul tur. Dar din greșeala lui, din lipsa de experiență, uh, nu că n-ar fi un, uh, un luptător bun, dar uh, mentalul pe suprafață este altul față de cel din sala de antrenament. Și acolo mai avem de luptă. N-am fost nici lângă el la suprafață ca să-i dau încredere cum și mie senseilie Dobre -mi dă. Uh, A simțit lucrul ăsta și mi-a zis, nu ai fost lângă mine și parcă am fost gol. <laughs> În schimb, la echipă a reușit să, să aducă puncte, să recupereze puncte pe care colegii lui le-au pierdut, ceea ce pe mine vă da seama m-a bucurat și atunci când toată lumea este înghesuită de emoție în interior, pentru că erau multe puncte de recuperat și a reușit să, să recupereze și să ducă lupta în, la egalitate și să continuă mai departe, uh, dar asta fiind lângă el și dându-i sfaturi după margine, a reușit să se adapteze la ceea ce vreau eu să-i transmit. A înțeles cât de cât aproape de ce am vrut eu să-i transmit. Care a a este a cel mai important uh, sfat pe care îl ai dat? Sau îl dai înainte de o competiție? Uh, încrederea în el, să aibă încredere în el că poate, că asta e cel mai, asta e cel mai mare dușman al nostru pe suprafață. Avem impresia că nu ajungem acolo de teama de a nu fi noi prinși, te închide emoțional, mental și ți-e frică să, să faci tehnicile care te duc către câștig. De fapt, noi asta. Avem un regulament, luptăm pe niște tehnici, nu luptăm haotic, nu avem voie să lovim oricum, da? Uh, tocmai de aceea nu purtăm protecții, da? Pentru a demonstra celorlalți că, de fapt, noi nu facem balet, facem artă și noi protejăm partenerul din fața noastră, pentru că atunci când ne înclinăm, și spunem os, nu înseamnă hai salut ce mai faci. Înseamnă îți mulțumesc că te ofer să mă antrenezi. Și el la fel mie îmi mulțumește. Asta înseamnă această înclinare a partenerului față în față. înainte de a începe lupta pe tatami, înainte de a intra într-o sală, când se pleacă din sală. E respectul față de ceea ce faci tu și față de tine. În momentul când te înclini în fața unui om, îi mulțumești pentru ceea ce este el în fața ta poate să-ți pregătească și ciorbă acasă și spui numai mica ta, os. Mulțumesc că îmi dai să mănânc. Da? Bine, este o chestie din interior și trebuie să o simți, să o înțelegi. Nu este neapărat pentru toată lumea. Sau ceilalți care nu fac treaba să nu înseamnă că fac un lucru greșit. Da. Este un motiv al, al nostru, da? al, al practicanților de arte marțiale, de a fi mai bun cu noi și cu ceilalți. Chiar dacă noi facem un sport de luptă. Aceste lucruri se învață în timp sau este așa un uh, abc al un ABC, un ABC al karateului pe care trebuie să pas pas. Uh, este un ABC Este un ABC al karateului pe care trebuie să înveți pas cu pas. este un ABC impus, dar eu l-am răsturnat și pe asta. Nu vreau să mai impun <laughs> <laughs> acest <laughs> ABC. Uh, vreau copiii... Ți-ai <laughs> pus amprenta așa aici. <laughs> da? uh, copiii vreau să simtă lucrul ăsta, să-l facă din dorința și simțământul lor că e bine să facă treaba asta. De exemplu, eu în sală nu mai impun respectul față de profesor, față de oran, când întârzier el Și Băi, ăștia e nebun la cap, ce are? Nu, vreau să simtă că trebuie să mă respecte. Da? Mie nu spune nimeni sensei sau senpai, mie îmi spun Oli sau nici domn profesor. Îi lasă să se simtă bine în sală, o fi bine, o fi greu, iar spun s-au greșit, nu știu, dar deja cei mai mulți dintre ei care au deja 2-3 ani în sală, au început să nu se mai simtă ok când nu mă salută. Au început să nu se mai simte bine când nu-mi spun sensei sau se senpai sau cum au aflat ei. Da? Ceea ce pe mine mă bucură. Pentru că și la fel, intră foarte mulți elevi, am avut, am, dar dintre ei rămân puțini. Da? Și fiecare care pleacă, după ce crește da, și ajunge adolescență sau se maturizează, vă dați seama, fac sunt antrenor din 1995. Am elevi acum cu copii, cu tot care încă vin la mine la sală, copiilor. Da, copiilor vin la mine la sală. Ceea ce asta mă bucură. Nu impun respectul ca după ce pleacă din sală, ei să-l Nu le impun respectul și el rămână după ce pleacă ei din sală. Eu cred că această răsturnare de situație, cel puțin pentru mine, pe mine mă încântă. Care sunt planurile tale pentru. Mărețe. Noiembrie, decembrie <laughs> pentru perioada asta Vor mai avea loc și alte competiții da, importante? Da, mai, mai există un campionat un național, uh, un campionat european de carte tradițional Care este pe 26 luna asta În care eu nu particip De ce? Lipsă de fonduri uh, La care rare și participă și Natalia, elevii mei Am un băiat și o fată, un cadet și un junior Sper să reușească este campionatul la care am fost anul trecut și am reușit să obțin numai un loc 5. La fel, foarte arbitrajul a fost foarte, foarte dificil, în sensul că fiecare încearcă să-și ajute participanții. Noi, ca federație, nu avem un număr mare de participanți și nici de arbitri, pentru că nu, încă nu suntem recunoscuți pe linia asta era numai o competiție, sau este numai, momentan o competiție numai de palmares. De-aia mi și permis să nu, să nu particip, că aș fi putut să mă dau peste cap să ajung. Dar mă bucur că merge rare și cu Natalia. Sper să și reușească să facă ceva. În același timp o să văd și cum se descurcă fără mine, ceea ce înseamnă Trebuie să ai motive suficient uh, înainte de a pleca? Uh, M-a bucurat că și-au dorit să meargă. S-au străduit să meargă. Pentru că le-am văzut dorința. Că, până la urmă, dorința e cea mai puternică. Da? Și dacă ai dorință și vine și munca ușor, ușor, pentru că dorința te trage și, și cere să muncești. Dacă mai iau și rezultat, cu atât mai bine. Asta are un plus de încredere, dar e pregătirea lor pentru următorul campionat. Iar tu, pentru ce te pregătești acum? Pentru Revelion. <laughs> e bine că ți-ai făcut planuri din timp. Da, glumeau. Uh, mă pregătesc pentru mine. Același, același motiv îl am. M-a spus, nu am niciodată ceva de atins. Ating uh, numai ziua de mâine, dacă reușesc bine, dacă nu, mă pregătesc pentru următoarea. Din aproape în aproape. Da, sunt, cum spun eu, sunt un animal foarte simplu eu. <laughs> nu cer foarte multe. În schimb, atunci când intru în sala de antrenament, încerc să mă structurez și să fac exact ce îmi trebuie mie. Îmi trebuie fizic, lucrez fizic. Îmi trebuie anumite tehnici, lucrez anumite tehnici. Da? Și încerc să simt adversarul din antrenament ca și pe cel după suprafață. Încerc să dezvolt tot ce pot eu mai mult ca să mă apropii de emoția și sentimentul din competiție. Oli, îți mulțumesc mult pentru prezență. Din păcate trebuie să punem punct ediției matinale de astăzi. Te mai aștept cu mare drag la o ediție viitoare. Mulțumesc frumos. Poate vii și cu copii. Trebuie să vin și cu copiii. Și poate și cu Iris, <laughs> cu petița ta. Da, o să vin și cu Iris. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit până la această oră. Vă așteptă și săptămâna viitoare la o nouă ediție matinală. Până atunci, o zi frumoasă cu mult soare în suflet și un weekend perfect. La revedere!